Bună seara, dragii mei! Aștept să mă anunțe aici că am intrat live. Bună seara! Sunt aici cu lumânărica mea. E duminică. Mi se pare că ne-am văzut așa de des săptămâna asta, fiindcă am făcut acest live joi de întrebări și răspunsuri. Și cumva nu sunt obișnuită, sunt obișnuită să vă văd așa duminica și să... mi-a plăcut ce s-a întâmplat, deși am avut emoții mari la acel live, cred că am să repet figura, doar că probabil o să facem un live de întrebări și răspunsuri odată, e prea tare muzica, nu-i așa? O simt și eu. Ok. Odată la o lună mă gândesc să facem un live de întrebări și răspunsuri și am să anunț aici exact ziua, probabil o să anunț cu o zi înainte ca să se știe când este ziua cu întrebări și răspunsuri. Am răspuns la foarte multe întrebări offline, cred că n-am răspuns la toate, sunt convinsă că mai sunt, am să răspund în... zilele următoare. Sper să nu omit ceva. Eu o să răspund la tot ce găsesc acolo, dar nu știu dacă mi se arată toate comentariile. Așa că vă aștept cu întrebările voastre și la un nou live de întrebări și răspunsuri. Până atunci, în seara asta facem un live de al nostru obișnuit. Chiar mă gândeam că luna viitoare se va împlini un an de când am început să fac asta și, Doamne, câte schimbări și câte s-au mai întâmplat în acest an de zile. De asemenea, mi-e dor să fac așa un eveniment cu public, dar deocamdată condițiile nu ne permit acest lucru și nu putem face evenimente mai mari, așa că am să fac câte un ceai cu poezie, așa. Am înțeles că am un maxim de 15 persoane. La Bistro Cafe Luna există și o sală mai mică. Cei care au fost la ultimele mele două evenimente știu unde este locația și cât de frumoasă este. Și există și o sală mai mică unde putem să facem așa o seară de poezie mai intimă între noi, să citim poezii, să bem un ceai, să mâncăm ceva bun. Sunteți invitați cu drag, doar să sunați la numărul care apare în eveniment, pentru că e nevoie de confirmare și să nu ajungem să fim mult mai mult de 15. Deocamdată nu s-au ocupat toate locurile, așa că dacă vă grăbiți, e posibil să ne întâlnim dacă vă doriți acest lucru. De asemenea, dacă nu ați cumpărat cărțile mele, am să am și câteva cărți la mine pentru cei interesați. Puteți veni și doar să luați cărțile dacă tot știți că sunt acolo, în cazul în care evenimentul nu poate să includă mai multă lume. Am zis să vă anunț ca să știți. În seara asta, bineînțeles că nu știu despre ce o să vorbim, dar am pregătit pentru voi o poezie care se numește Oamenii. Și cred că am să povestesc după ce recit această poezie. Oamenii sunt doar aspecte, roluri și trăiri. Bucăți din tine răsfirate în infinit. Dacă înțelegi că sunt simple oglinzi, te eliberezi pe viață de durere și de griji. Dă-le drumul, nu-i mai ține atât de legați de tine, atât de lipiți de tine, căci tu din interior creezi spre exterior. Dacă te încăpățânezi să îi ai sau să-i păstrezi, te va dorea și mai tare,
Când dispar sau când îi pierzi. Dacă tu evoluezi, te schimbi, te iluminezi și lumea din jurul tău se va transforma mereu. Se vor cerne rând pe rând. 2-3 dacă mai rămân. Până vor apărea alții și mai buni și mai ca frații. Așa că lasă-i pe toți. Și pe vii, dar și pe morți. Să dispară, să se mute sau să vină să te ajute. Nu încerca să-i controlezi, că ai să te enervezi. E ca și când ai certa oglinda din fața ta. Ești tu cu tine permanent. Tu ești ei, ce nu pricepi. Nu le cere să-ți arate ceva ce tu nu ești, frate. Înțelege-te odată, lumea e o hologramă și nu tu trăiești în lume, ci lumea trăiește în tine. Amin. Și mulțumesc că m-ați ascultat. Cred că e destul de clar care este ideea acestei poezii și care e mesajul care se transmite. Și vă spun din propria experiență, în momentul în care înțelegi ce sunt oamenii, te eliberezi. Te eliberezi, pentru că ieși din acea grabă, din acea competiție, din acea goană de a arăta cu degetul în stânga și în dreapta. Că dacă înțelegi că ceilalți sunt oglinzile tale, n-ai cum să mai arăți cu degetul, că arăți cu degetul către tine. N-are de cine să-ți mai fie frică, pentru că ți-e frică de tine. Ceilalți îți arată fricile tale. Programele tale, convingerile tale, îți arată traumele, rănile nevindecate. E așa o bucurie când începi să te uiți în jurul tău și să vezi, ia să vedem, aici ce mai văd, aici ce mi se mai arată, aici ce, despre ce e vorba. E greu, mai ales dacă avem aspecte pe care nu vrem să le acceptăm. Și avem impresia că doar ceilalți sunt așa. Eu nu sunt așa. N-ai putea să vezi în realitatea ta exterioară ceva ce tu nu ești. N-ai cum. N-ai ști cum arată lucrul ăla, dacă n-ar fi și în tine. Așa că tot ceea ce e în tine vei reflecta în ceilalți. Și când înțelegi acest lucru, până și ieșirile celorlalți, nu știu, ieșiri violente, până și felul în care vi se vorbește, indiferența cu care sunteți tratați, absolut tot. Apolo pus și grija și iubirea pe care o primiți, este clar a voastră, este ceea ce este în voi. Da. Având în vedere că ne-am văzut destul de des și că cumva repet aceleași lucruri, nu vreau să vă țin foarte mult. Mă bucur că am intrat să vă salut, să vă recit această poezie și cred că asta cu oamenii e una destul de profundă și mi-ar plăcea să stați cu voi și să
meditați la treaba asta și o să vedeți cât de bine o să vă simțiți când o să începeți să lucrați cu părțile din voi, cu fragmentele voastre, cu toate bucățelele care s-au separat, și atunci toți cei din jur vor veni împreună sau lucrurile se vor liniști și nu veți mai vedea în jur conflict, răutate, oameni care nu vă plac, agresivitate, pentru că odată vindecate în interior, dispar și la exterior. Văd că nu mi-apar decât like-urile și inimioarele voastre. Astăzi am făcut o schimbare de imagine, nu știu, a paginii. Mi-au apărut niște update-uri să fac și am apăsat asta și văd că s-au făcut niște schimbări pe aici. Acum mi-apar doar emoticoanele voastre, doar like-urile, inimioarele, dar dacă scrieți ceva, să știți că nu se vede absolut nimic. Ia să apăsăm aici să vedem. Da. Nu. Interesant. Oricum, îi dăm de cap. Ușurel, ușurel. Vă pup, dragii mei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc că sunteți alături. Sper să vă fie de ajutor toate intervențiile mele și să ne vedem cu bine duminica viitoare. O seară frumoasă! La revedere!